Registrați, începem ședința pe comisie. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 73 din 19 mai 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică imobile, școala George Enescu, municipiul Moinești, și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări pe baza proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, votat. Comisia juridică, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2019. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine este pentru? Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Aprobat cu 4 voturi. Comisia economică, dacă sunt neclarități, nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa Primii Pași, Moinești, în anul școlar 2019-2020. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Câți copii sunt? 40? E general. Doamna, mă rog. La creșă. 35. E, nu, se păstrează. Quantum e acela de altfel. Da. Mai sunt întrebări? Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt neclarități, nelămuriri, întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Moinești cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru realizarea proiectului Furnizare Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități. Comisia de urbanism. Aici este un proiect inițiat împreună cu Direcția de Asistență Socială Bacău, Direcția Județeană, ca urmare a implementării proiectului care este la următorul punct pe ordinea de zi pentru acordarea serviciilor la cele 3 case care se vor construi în cartierul Lucăcești și a centrului de agrement din spatele Bisericii Sfântul Neculai. Deci se vor califica persoane pentru a lucra la aceste centre, după care vor fi finanțate din bani de la Uniunea Europeană, după care vor fi preluați parte de Direcția de Asistență Socială, parte de Primăria Moinești. Așa cum vom face parteneriat. Da. Mulțumim mult! Da. Dacă nu sunt alte întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Comisia juridică. Discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Aprobat cu 4 voturi. Comisia economică. Dacă mai sunt neclarități, întrebări pe marginea materialului. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiție finanțate prin proiectul Infrastructură Socială Comunitară pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, cod SIMS 11932, în programul operațional regional 2014-2020. Comisia de Urbanism. Să fac o informare scurtă aici. A fost aprobat în Consiliul Județean din această lună, în ședința Consiliului Județean, hotărârea cu indicatorii. Acum ne-a transmis-o și nouă. Dintr-o discuție cu doamna director de la Direcția Județeană, urmează ca în cel mult o săptămână să ridice în SEAP acest proiect pentru execuție. Mulțumim. Dacă aveți întrebări, ne clarități, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține și nu mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Aprobat cu 4. Comisia economică, dacă mai sunt neclarități, întrebări, nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada Schelei, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Aprobat cu 4 voturi. Comisia economică, dacă sunt nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 29 din 19 iulie 2018, privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Moinești, punct Schela, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți neclarități, discuții, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dar ține ceva, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă mai sunt neclarități, nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți neclarități. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată unanimitate. Comisia economică, dacă sunt nelămuriri, neclarități, întrebări privind materialul acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea soluției contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente contractului de concesiune numărul 6 din 1 iunie 1993, având ca obiect concesionarea către Petrom Regia Autonomă Schela de Petrol Modrzău a terenului în suprafață de 579 m pătrat situat pe strada Mihail Sadoveanu. Aceasta este ultima tranzacție vis-a-vis de recuperarea a locuințelor care au fost construite ca urmare a concesionării din 1992. Am discutat cu cei de la Petrom, ne-au trimis draftul, l-am supus dumneavoastră urmând și acești bani să-i încasăm până la sfârșitul lunii august. Mulțumim mult! Comisia de Urbanism, dacă aveți alte întrebări, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Atenționat, domnul Bacan nu participă la vot. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări? Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Ședința pe comisia la sfârșit. Urmează ședința în plen. Stimați invitat, declarăm deschisă lucrările ședinței de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de astăzi, respectiv pentru 5 iulie 2019, s-a efectuat prin dispoziția primarului Municipiului Moinești, numărul 524/2018, cu îndeplinirea prevederilor stipulate în articolul 39 aliniatul 1 din legea 215/2001, legea administrației publice locale republicate cu modificările și completările ulterioare. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 16 consilieri din cei 19 validați în funcție. Înainte de a parcurge proiectul ordinii de zi propuse, aș dori să consult plenul în vederea aprobării procesului verbal întocmit la ședința ordinară a Consiliului Local din 20 iunie și astfel doresc să aflu părerea dumneavoastră față de forma care a fost publicată pe site-ul instituției și dacă există completări sau nu. Mulțumesc. Ne fiind obiecțiuni față de conținutul publicat, supun la vot conținutul procesului verbal întocmit la ședința ordinară din 20 iunie. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal întocmit la ședința ordinară din 26-2019. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi propusă pentru ședința de astăzi și pentru a o parcurge în continuare. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 73 din 19.05.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică imobile, școala George Enescu, municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economice. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2019. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa Primii Pași Moinești în anul școlar 2019-2020. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supune la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind asociarea municipiului Moinești cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru realizarea proiectului Furnizare Servicii Sociale pentru persoane adulte cu dizabilități. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Domnul Zahărie, în partea vă vota. Deci aviz favorabil 6 voturi pentru. Domnul Zahărie, n-a participat la vot. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivele de investiții finanțate prin proiectul Infrastructură Socială Comunitară pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, cod SMIS 119326, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada Schierei, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 129 din 19.07.2018 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Moinești, punct Schela, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea soluției contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente contractului de concesionare numărul 6 din 01.06.1993, având ca obiect concesionarea către Petrom era Schela de Petrom Odârzău a terenului în suprafață de 579 metri pătrați, situat pe strada Mihail Sadovean. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Domnul consilier Vasca, în ce zi? Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 11. Divers. În primul rând, a fost convocată ședința la începutul lunii, așa cum v-am promis. Următoarea ședință cred că o să aibă loc la sfârșitul lunii august, dar o să mai trebuiască, cred că, o ședință extraordinară pentru a aproba indicatori la proiectele cu finanțare europeană, în funcție de cum vor veni de la proiectanți. O scurtă informare despre ceea ce se întâmplă cu proiectele în derulare. A demarat lucrările la strada Alexandru Ioan Cuza, știți cu toții, prin Compania Națională de Investiții, valoarea fiind aproape 1 milion de euro. Au demarat lucrările la școala Ștefan Luchian, 2 milioane de euro. Constructorul e deja acolo de 2 săptămâni, lucrează. A fost predat amplasamentul și de luni vor demara lucrările la podul de pe strada 1 Mai din cartierul Hangan și acolo valoarea fiind de aproape 1.400.000 de lei. Lucrăm deja la caietul de sarcini pentru proiectare la mobilitate urbană, la proiectul de aproximativ 15 milioane de euro pe care l-am semnat pe parcursul acestei luni. De asemenea, vor demara câteva lucrări și din acești bani care îi recuperăm de la Petrom, parcarea de în fața școlii George Enescu, întreaga stradă de la Contagioase până în parcarea din spate de la Mocanașu, în spate la trezorerie și în spatele grădiniții de la școala Tristan Țara. De asemenea, câteva diguri la Hangan, pe strada Păcii, la intersecție cu, pe strada 1 Mai, la intersecție cu strada Păcii, acolo unde este rup drumul, carosabilul, nu se mai poate circula. Dacă mai vine o apă, e posibil să
fie rupt drumul de tot, să nu mai poată fi acces la locuințele de pe strada Avram Iancu, strada Mihai Bogădeceanu și capătul de 1 mai. Ați aflat cu toții că au început lucrările la DN2G, de la Bacău spre Mâinești, până la Comănești. Din articolele din ziar, din discuții, s-ar părea că Mâineștiul în continuare nu este prins în acest proiect. Cei 9,6 km ar fi săriți de către Ministerul Transporturilor. Eu aș vrea să vă aduc la cunoștință, de fapt să vă reamintesc că în luna ianuarie, Consiliul Local, mai respectiv pe data de 22.01.2019, Consiliul Local a aprobat hotărârea prin care se aprobă predarea unui sector de drum național DN2G de la kilometru până la kilometru, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Mâinești, județul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea executării lucrărilor de reparație, conform anexei ce face parte integrată din prezenta hotărâre. După care am înaintat la Ministerul Transporturilor o adresă pentru acest sector de drum, care sună cam așa. Având în vedere demararea în cursul acestui an a lucrărilor de asfaltare a drumului național DN2G pe tronsonul Bacău-Mâinești, lucrările urmând a fi executate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, întrucât bugetul local al municipiului Mâinești nu dispune de sumele necesare execuției lucrărilor de reparații, vă solicităm includerea în acest proiect și a sectorului de drum cu lungimea de 9,718 km de pe raza administrativ teritorial al municipiului Mâinești. Precizăm faptul că starea tehnică precară a drumului este cauzată în principal de numărul mare de autovehicule cu tonaj greu care tranzitează municipiul Mâinești folosind drumul național DN2G. După care am anexat poze, situația din fiecare punct de pe acest tronson. Prin execuția acestor lucrări se ridică de strictă necesitate, se va asigura continuitatea circulației pe sectorul de drum național de pe teritoriul administrativ al municipiului Mâinești, în aceleași condiții de siguranță și confort ca pe tronsonul care va fi asfaltat între Bacău și Mâinești, asigurând totodată continuitatea circulației spre drumul, spre celelalte, 2A din Comănești și respectiv Bacău. Așadar, e de strictă necesitate asfaltarea și acestui drum. Municipiul Mâinești a executat lucrări de reparații pe situații de urgență. Știți ce era la barieră, știți ce era în cartierul Găzărie, cele de pe Micleasca nu se pot realiza pentru că sunt ca urmare a deteriorării asfaltului atunci când s-a introdus conducta de apă de la barați pentru alimentarea municipiului Bacău. Mă adresez aici în mod special consilierilor PSD, care pot face demersuri către conducerea organizației PSD Bacău, către parlamentarii PSD, către conducerea Consiliului Județean care este în același partid, să susțină aceste adrese, această hotărâre, să facă demersul necesar să fim ajutați ca mâineștenii să beneficieze ca cei din comunele limitrofe de reparația și de lucrările de infrastructură care se realizează întrucât bugetul local al municipiului Mâinești nu poate să-și permită așa ceva. Mai mult decât atât, administratorul realizează reparații, proprietarul realizează lucrări de infrastructură. Consider că această lucrare este o lucrare de infrastructură și insist aici la dumneavoastră, pentru că și pe dumneavoastră vă vota cetățenii municipiului Mâinești, iar la Ministerul Transporturilor și la Consiliul Județean sunt reprezentanții acestui partid. Vă rog frumos să insistați pentru aceasta, pentru că dacă vom rămâne cu acest tronson nefăcut, greu vom mai putea realiza aceste lucrări pe tronsonul respectiv. Nu vor suferi primarul și consilierii locali, doar și cetățenii municipiului Mâinești, în mod special, cât și cei din jur sau cei care tranzitează Mâineștiul și merg pe acest drum național. Plătesc rovinete nu la municipiul Mâinești, plătesc avize pentru autorizații de construcții nu la municipiul Mâinești, plătesc reclame nu la municipiul Mâinești. Toate acestea se duc în bugetul CNAIU-ului, Companiei Naționale de Infrastructură, așadar, cred că este de datoria lor să execute aceste lucrări și pe raza administrativ-teritorială a municipiului Mâinești. Avem parlamentari, vă rog frumos să insistați, așa cum și eu cu domnul ministru, am fost personal la domnul ministru Verel Ilie, am fost personal la Ministrul Transporturilor, am insistat, n-am primit niciun răspuns favorabil până astăzi. Vă rog și pe dumneavoastră să faceți același lucru. O altă problemă care vreau să o aduc în discuție și să vă cer și dumneavoastră părerea, am să cer și cetățenilor municipiului Mâinești pe rețelele de socializare, pentru realizarea zilelor municipiului Mâinești în acest an.
Consider că e o cheltuială destul de mare prin aducerea unor nume mari din artiștilor din România. Nu mai găsești un artist fără 7.000 de euro, 10.000 de euro. Pentru a veni la zilele orașului, cred că acești bani pot fi folosiți pentru a veni ei, trebuie să cheltuim aceste sume de bani. Eu zic că aceste sume de bani le-aș vedea în câteva lucrări la infrastructură, la o parcare, la un capăt de drum, acolo unde cetățenii municipiului Măinești se plâng și au dreptate în acest sens, să mai realizăm câteva lucrări de infrastructură și să realizăm zilele municipiului Măinești, doar în zona centrală, cu acel festival Moineștean, care este la 10-a ediție și este o tradiție la Moinești, dar va avea loc pe scena din Parcul Băi, pe care am amenajat-o, știți cu toții, are sonorizare, avem scaune, avem toate condițiile. Va fi acea paradă sâmbătă dimineața la 9:30, va fi premierea concurenților și un recital al celor care sunt în jur sâmbătă seara. Vom realiza un spectacol duminică seara, probabil, cu o formație, tot pe scena din Parcul Băi, dar vom realiza toate celelalte activități care au fost în fiecare an, vernisajul de la tabăra de pictură și sculptură, premierea cuplurilor care au împlinit 50-60 de ani, de asemenea activitățile sportive, șah, tenis de masă, tenis de câmp, basket, toate celelalte activități să realizăm, mai puțin acea serbare câmpeneasă care avea loc pe stadionul municipal cu mici bere și spectacole cu artiști de renume. Vă propun dumneavoastră să vă exprimați părerea în acest sens. Dacă dumneavoastră și cetățenii orașului vor vrea această sărbătoare așa cum a fost, vom face așa. Dacă nu, vom dirija acei bani într-o altă direcție, în special pe realizarea unor lucrări de infrastructură în municipiul Măinești. Mulțumesc! Vă rog să vă exprimați și dumneavoastră punctul de vedere vis-a-vis de această... Într-adevăr, să știți că sunteți un primar bazat pe economie, este un lucru extraordinar. Am mai spus-o și cu altă ocazie. Cred că sunt niște bani irosiți, într-adevăr, pe stadion și merge mai mult pe partea de cultură, pe partea artistică cu oamenii valoroși de la noi. Avem niște valori și noi care am văzut și pe lucrurile și Doamne ajută, este un semn bun, domnule primar. Pe partea cealaltă, la primul punct a dumneavoastră, dacă cei de la Bacău, n-am treabă că sunt PSD-și, că sunt PNL-și, cine vor fi ei, nu vor sau vor să ne exclude din cărți pe noi un municipiu ca Moineștiu, eu nu prea cred. Ori au ceva în tine, ori nu au bani, ori ceva se întâmplă. Și noi putem bloca acest drum cu două mașini puternice, rabe, buldo excavatoare și închidem circulația dinspre Mercurea Ciu-Bacău și noi putem să vingem în contra. Dar la o ședință publică, care au în Bacău majoritatea din, putem și noi consilieri din Moinești să mergem, să-i conștientizăm că nu e bine să ne excludă pe noi moineștenii care întotdeauna am dat plus valoare. Și țițeiul din Moinești, cred că a făcut plus valoare și Bacăul în general și oricărui județ și toată România. Deci nu se poate așa ceva, ca într-o clasă cu elevi. Cine nu înțelege de vorbă bună, să ia note bune, mergem pe metode și metodologii. Dacă nu și nu, îi constrângem. Bă, frate, stai să vedem, înainte erau metode empirice, dar astea sunt metode moderne. Trebuie să-i spunem celor de la Bacău că nu cred eu că n-au interes. Au interes, mărfi bani, trebuie să găsim bani. Așa cum dumneavoastră a spus, să renunțăm la petrece, pentru că nu se poate și cu lacrimi și să dansezi. Nu ai cum. Și sărac și să dansezi, nu merge. Când ai de unde, da, mai facem și eu, știu eu, cu Nichi Lauda ăștia care era cu concursurile, cu una, cu alta, să le mai tăiem și la ăștia, am zis-o, de fiecare dată. Să inversăm puțin rolurile la bani. Așa. Este foarte clar până aici și sunt de acord să facem acolo Moinești bazat pe cultură, pe valorile noastre. Și slavă Domnului este destul. A, că putem să punem undeva unde se poate, știu eu, înghețată, 1, 2, 3 comercianți, dar nu în centru. Nu distrugem parcul. Să fie niște unități deschise, care deci, pot... va fi un eveniment
cultural sportiv. Mai cultural, foarte bine. Nu. Ajunge în care vor la Cârciumă să meargă și să... Artistic, în ceea ce privește Moineștean, care recitalurile celor din juriu, plus ceva, un spectacol duminică seara, un spectacol pe care l-am mai realizat la Moinești, chiar în urmă cu ceva timp, cu cei de la Armonia. Nu 7.000, dacă calculez vreo 4-5 artiști, vedeți dumneavoastră. Da, este bine. Domnule Cifaj, o rugăminte. Pe strada unde stau până la Scări, am fost odată reabilitată, dar numai până la intersecție. Știu că sunt planuri făcute foarte bine stabilite, le știu de pregătiri, totul e super ok. Vă aș ruga mult de tot, un buldoz să îndrepte numai situația și de la mine circa 10 metri pe partea dreaptă, spre strada care coboară Lucăcești, trebuie, domnule, o barieră acolo, o bară pusă. S-a mai dus săptămâna trecută cu o mașină acolo. Unde? De la mine spre Scări. De unde locuiesc eu? Pe Scări. Spre Scări. Un 20 de metri, spre casa lui Lopu. Pe un pinciu, probabil. Deci unii se termină Scările și față dreapta? Da. Pe partea dreaptă este o râtă acolo, care toți se duc mașini după mașini acolo. Și acum să ne gândim că e copilul nostru sau dumneavoastră. Sau da, poți să oprească în barieră. Păi nu trebuie pus o barieră. O barieră ca atunci pune prăpaste. Dar nu e greu. Eu aș putea să le fac eu, dar vă vin cu factură. Vin și vă fac cu factură. Da, dar o să primiți refuz la plată. Hai să nu mai puneți dați. Spune-mi poliția. Poliția vă convinge, o stege. Din omegător. Da, o să notează, domnul. Nu, dar vă duc cel mai serios. Domnul viceprimar este în concediu. Și domnul comandant, aici este și domnul Lungu. Am spus pe partea despre domnul preotesia, acolo unde sunt depozite de toate. Este o circulație imensă acolo. Așa a fost depozitul vechi, care l-a ocupat și foarte bine, că sunt moineșteni de-a noștri, este foarte aproape de stradă. Trebuie pusă o coașă la ieșire și una la intrare, să încetinească mașinile. Este jale, acolo dar este... Dar nu pot, dacă l-asfaltează, promit că pun. Nu trebuie asfaltat. Acum nu pot merge cu viteză. Spune, dacă mă doare măseau, nu aștept să vină programare peste o lună la... Mă duc astăzi și îmi scoate... Demersul numărul 1 este asfaltarea. Cocoașele vor veni de la sine, nu vrea să fie asfaltat. Păi da, dar dacă moare un om, răspundem noi. Și consilierii, inclusiv și noastră. Ce să răspundem noi dacă alții mersi că nu ne-a dat drumul, dacă înțeleg bine. Oamenii alergă după bani, să știți. Oamenii alergă după bani. Drumul este predat. Nu este hotărârea de guvern. Noi am făcut hotărârea. Nu este un protocol, zic că nu l-au primit și nu ne-au răspuns. Tot aia. Vreau să completez ceva aici. N-ai acceptul lor. Domnul consilier, pentru că ați amintit de drum. Vreau să fac o completare. În județul Bacău s-a creat un compromis, un precedent. Drumul dintre Onești și Rădeana a fost în aceeași situație ce are Moineștiu astăzi. A fost promovat proiect de hotărâre, a fost asfaltat, după care revine Consiliul Local. Nu l-a terminat ca să revină la Onești. Deci, se poate. Într-un Onești se poate, în Moinești nu se poate. Păi mergem toți la Bacău, spune eu. Când e ședința la Bacău, mergem toți consilierii. Nu, am rugat consilierii local PSD să facă acest lucru. Încercați să aruncați pisica dintr-o parte. Nu, nu încerc, o fac, nu încerc, o fac să vă rog frumos deja să faceți acest demers, pentru că sunteți reprezentanții Consiliului Local aleși de cetățenii din Moinești. Din presă reiese că nu. Din presă reiese prin declarația domnului președinte că se asfaltează Bacău Moinești, Moinești Comănești, mai puțin Moineștiu. Este articolul, iar prin declarația de presă o să caut ziarul domnului Smarandache, în campanie, a spus că se va ocupa de asfaltarea acestei de preluare de CN. Voi aduce la următoarea ședință ziarul, să-l vedeți. A spus că se va ocupa de acest tronson de drum. Acum aud invers, că se ocupă ca să nu fie. Eu îi transmit să se ocupe să fie ce a promis. Că a promis cetățenilor lucrul ăsta. Indiferent cine este. Sau așteaptă zi neoliberale la putere să facă nu. Se schimbă rolurile. A apărut un comunicat de presă săptămâna asta în deșteptarea, tot a domnului deputat, așa, că am folosit pentru cetățeni, pentru municipiul Moinești, pentru a accesa fonduri europene, un număr de 24.000 de locuitori, așa cum rezultă la statistică, e 21.800, nu-i 24. Așa este, pentru că atâți cetățeni au mutația domiciliului, reședința în municipiul Moinești. Aceștia, chiar dacă sunt plecați la muncă sau în vizită sau în concediu sau oriunde pe globul ăsta, pe planeta asta, când vin acasă, beneficiază de aceste fonduri europene. Iar cel care a fost declarat inițial 11.000, care de fapt sunt vreo 14.000 acum, sunt cei cărora li se prestează această activitate de colectare a deșeurilor.
Și în legea serviciilor publice spune clar că plătește doar cel care îi se prestează acest serviciu. Ăla din America și din Caraibie nu trebuie să plătească gunoiul care nu, se ridică, nu îi se ridică din Moineci, pentru că nu este prezent aici în Moineci perioade mai lungi de timp. Dar nu este o minciună așa cum scrie în ziar, este o realitate. Așa am folosit la salubritate, așa am folosit la fonduri europene. Pentru binele cetățenilor municipiului este Moineci. Este normal că ar fi o fraudă fiscală, noi se plătim mai mult decât se cântărește. Este normal. Păi nu? Este logic ca să plătim cât consumăm. Asta este. Și noi infrastructura o facem pentru toți moineștenii care se duc temporar și fiul meu este plecat în Anglia. Și când vine să găsească totul bine, el și toți ai noștri dragi. Este normal. Ce? Păi s-a părut că este anormal. Dar trebuie dat multe cate ziarul sau cel care a dat publicația. Nu se poate, trebuie să fim mai intransigenți. Domnii parlamentari au voie să fac declarații de pereță fără a fi trafat. Mai e puțin, v-am mai spus. Mai e puțin și o să vină vremea când noi o să fim cei mai buni. Ultimul punct, domnule primar, ultimul punct. Cei din diaspora au sesizat cu toții, probabil, cu mare mânzire, că au dat tonul... Dar avem, că domnul senator spune că nu avem în diaspora. Un pic, dacă puteți veni de... A sesizat și dumneavoastră cum Bolșevicul Iliescu a chemat în mineriade, a chemat minerii. Aia săraci care aveau puțină cultură, uite și... lucrau subteran, nu aveau timp să citească o revistă sau ceva mai depresă. Noi am evoluat după ația 10 de ani și uitați că președintele nostru, care este un om de valoare, un om de cultură și un alt fel de om, a chemat românii din diaspora, care au văzut în țările cu o civilizație dezvoltată, altfel cumva lucrurile. Și ați văzut că au dat plus valoare și au venit în România cu o altă platformă. Și cred că cu toții se dezmândri de acest aspect. De aceea v-aș ruga, domnule primar, și vă rog dumneavoastră de discuție. Când vin acești musafiri moineștieni și cei din limitrofele noastre comune, să le oferim și noi ceva plăcut, adică să decongestionăm strada așa cum ați luat acele trei aici în spate la Arta. Le dăm puțin deoparte, să creăm fluență traficului, da? Așa? Și ce mai știți dumneavoastră cu aparatul ăsta minunat, să facem pentru ei și să le mulțumim. Altădată, când era domnul Viorel primar, ne-am întâlnit cu ei, le-am strâns mâna, am făcut un fel de, știu eu, întâlnire cu ei. Faci suși de data asta. Mai e iulie și august. Eu cred că dă un plus valoare și să le mulțumim personal că au fost la vot atunci și au făcut plus valoare României noastre. Și moineștenii noștri, sigur, sunt oameni deosebiți. Eu spun, cunoașteți fiecare, cel puțin 10-15, care au trecut de sute de mii de euro, care au un cont. Și haideți să-i aducem acasă pe ăștia. Și va crește orașul. Atât am avut de spus. Dar vreau să consemnați cu strada acolo că trebuie făcut ceva. Un punct, trebuie, nu mai mult. Mulțumesc frumos! Vis-a-vis de problema asfaltării, că asta vreau să spun colegilor, nu punem problema a cui este vina sau a cui este vina în momentul în care nu privește pe toată lumea că circulăm pe zona respectivă, da? Deci nu punem problema că este vina consilierilor de la PSD sau consilierilor de la Valde sau consilierilor de Gera. Ei, am rugat deci să facă de mersurile necesare, deci, nu că e vina. Nu se pune problema așa. Pune problema că e bine cu toții să susținem cauza pentru că pe aici circulăm toți. Asta nu știu eu. De ce credeți că noi, consilierii PSD, am fi potriți? Atâta timp cât noi am făcut informarea către minister și încă nu s-a primit niciun răspuns, aici e un semn de întrebare. Nu, un răspuns există că e în administrarea noastră. Dar, încă o dată, repet, a fi administrator înseamnă să faci reparații, a fi proprietar înseamnă să faci lucrări de infrastructură. Această lucrare care vine de la Bacău spre Moinești este lucrare de infrastructură pe care trebuie să o facă proprietarul. Și am făcut demersul necesar. Dumnealor ne-a spus că în continuare îl avem la noi, pentru că nu s-a semnat un protocol de predare-primire către ei. Dar protocolul predare-primire se poate realiza după emiterea unei hotărâri de guvern, pentru care am fost personal, s-a făcut la Onești și doresc să se facă și la Moinești. Eu și dumneavoastră, cred că... Foarte bine, câți ani de zile a durat când s-a făcut și la Moinești. Aceeași problemă s-a întâmplat. Exact aceeași problemă. Deci, un precedent este creat, trebuie să fim și noi luați în seamă cu acest demers. Și, repet, îi rog pe domnii, nu că sunt vinovați, n-au nicio vină, să facă demersuri alături de ceea ce am votat. Asta am rugat. În legătură cu propunerea dumneavoastră, domnule primar,
privind restrângerea activităților dedicate zilelor Moineștiului, subscriu și eu, sunt de acord cu banii care îi economisim acolo, să mai pot face, eu știu, prin infrastructură, câteva gabioane. Altceva vreau să mai spun și cu asta închei. În luna iunie, cu doamna Arneanu am discutat, în luna iunie, compania regională de apă a emis facturile pentru apă. Odată cu factura pentru apă, au emis și o notificare cetățenilor municipiului Moinești. O notificare la modul imperativ făcut pentru a schimba apometrele interioare. Solicit companiei sau prin dumneavoastră companie să prezinte cineva și să motiveze de ce. Atâta timp cât ei iau contorul general la intrarea în locuință, de ce îi obligă pe locatar să schimbe apometrul? Îl schimba, dar știți costurile? Pentru că vine cu sigiliu, cu sigilarea care costă vreo 20 și ceva de lei sigiliu. Pentru ce îmi sigilează mie în apometru, dacă noi am avut discuțiile la nivel de executiv în luna februarie, unde le solicitam să intre totuși odată pe an, odată la 6 luni, odată când vor ei, să citească apometrul meu din casă, să uite, să vadă domnul, ei nu intră. Atunci de ce mă obligă pe mine să-l sigilez? Există un alt normativ probabil, dar o să facem o întâlnire, să le facem o adresă, să-i invităm la o ședință. Dacă el nu-mi intră în compania nu-mi intră în apartament să-mi citească, el are apometru la intrare. La intrare în asta, care mi-l citește? Eu am avut o discuție cu dânsul și am spus, domnule, uite, toți locatarii într-o lună nu vă dăm consum. Nu o să mai găsiți niciun bilețel. Ce faci să împărțim? Noi ne ducem acolo, citim acolo, împărțim la cei 16, la cei 20 și nu vreau. Da. O să invităm la o discuție. Da. Aici s-a ajuns la aceeași problemă cu asociații. Da. Să o ia la zero. Eu vreau să spun că sunt mulțumit datorită faptului că propunerile mele care au fost puține s-au dus la îndeplinire. Vreau să spun câteva din ele. Statuia lui Mihai Eminescu a fost adus aici în centru, de acolo de unde era. Vreau să spun că strada Schelei și chiar vreau să aduc aici mulțumiri consilierilor de la om care sunt în Petrol. Într-adevăr, strada Schelei se face acum cu gabioane și într-adevăr frumoasă, așa cum trebuia mai de mult, dar faptul că se face... Eu am fost cu domnul Ionita acolo, cu mașina dumnealui, ca să completez. Meritul nu-i chiar a consilierilor de acolo, pentru că cu domnul Ionita, directorul care s-a mutat, l-am luat cu mașina dumnealui, i-am arătat cele două străzi, Chelei și Albotești, intrarea la Albotești, a văzut, s-a ocupat, mai departe s-au ocupat și cei care sunt consilieri, o parte din ei, da, nominalizez și asta este. Este o colaborare, este. Pentru că în momentul când există o colaborare, sunt și rezultate. Eu am propus odată la gunoiul să ia la candidate și chiar au fost nemulțumiri la momentul ăla. Iată că să ia și la gunoiul la candidate, a fost un pic mai dur așa, mai ofițer, mai pompier așa. Știu că a scos din sărite chiar pe unii de la Bacău. Sincer, ce să vă spun, o colaborare nu a fost prea bună cu Bacău. Se simte. Se simte și asta ne-a costat pe noi. Aveți dreptate. Trebuie să colaborăm, trebuie să toate forțele politice, când e vorba de Moinești, indiferent de culoare politică, trebuie să ne ajutăm între noi. Sau, în mandatul ăsta, ce să zic, s-au văzut niște frânări. Și cu gunoiul, și cu alte probleme, și vreau să spun că nu prea a dat bine. Și noi nu dau bine, nici nouă, nici la public. În privința bâlciului ăsta care se face, eu n-am fost niciodată de acord cu așa ceva, categoric, eu văd lucrurile altfel, pentru că nu prea place desmățul ăsta, mai ales desmățul ăsta care se fac cu zilele orașelor în toată țara. Nu o să putem noi să facem o țară frumoasă numai cu desmăți și cu chestii din asta. Ceea ce pentru mine chiar este, eu vreau să vin mai de mult cu această propunere, dar nu am vrut ca să deranjez, mai ales tinerii ăștia care cu atâta dureri vor atâta de azmăți și atâta
niște activități din astea extravagante care nu astea, parcă îi mulțumesc. Trebuie oricum să ne aranjăm și noi și să fim un pic înțelepți și să vedem lucrurile mai clar, pentru că România asta se duce în cap cu atâtea dezmărți. Asta o spun ca teolog. Și în discuțiile mele cu duhovnici, cu oameni din biserici, cu oameni de... Să mai ne mai gândim că suntem și creștini. De aceea mă admir pentru faptul ăsta, a fost chiar pe placul meu și pe sufletul meu, pentru că se termină cu bâlciul ăsta. Activitățile astea culturale care s-au făcut și se fac în orașul Mănești sunt foarte frumoase și trebuie să continuăm cu ele. Și trebuie, într-adevăr, avem oameni de altă cultură, trebuie să-i mobilizăm, să se la rampă, mai ales că sunt mulți la pensie și de pe așteaptă să, fie, să vină în mijlocul nostru. Eu aș vrea, vin o propunere cu banii ăștia care rămân din datorită faptului că mai facem la stadion, încă dorința mea ar fi, și am mai propus odată, am stat de vorbă și cu mulți oameni din partea gării, de acolo, de unde, de la Nevila, unde s-a construit Nevila, sunt foarte mulți nemulțumiți, datorită faptului că parcarea aia arată foarte rău. Oamenii vin acolo în număr foarte mare, dar parcarea aia trebuie făcută. Și datorită faptului că avem pe veteranul nostru, care împlinește 100 de ani anul ăsta, aleea aia unde e în fața lui case, pentru respect pentru asta, a zis o denumim că nu putea, să amenajăm aleea aia și spațiul ăla, să-i dăm o înfățișare frumoasă și să scrim și noi acolo aleea veteran Procopiu Ion. Merită omul pe acest veteran, mai ales că a fost și ziua veteranilor și împlinește 100 de ani. Eu cred că ar fi o chestie frumoasă și pentru el și ar da bine și ca respect al nostru pentru un asemenea om care îl avem în orașul nostru. Eu sunt mulțumit și mulțumesc tuturor pentru că, într-adevăr, se vede, se vede, sunt mulțumit cu hotelul, cu strandul ăsta. Sincer, mulți pleacă la Comărești, mulți se duc la Tuburna. Poate facem ceva pe parcurs ca și strandul ăsta să fie și poate facem și un patinoar pe parcurs și totul va fi frumos. Da. Vă mulțumesc! Mai am ceva, dacă ați deschis discuția, hai să încep cu ultimul, cu strandul. Este în lista sinteză la Compania Națională de Investiții, dar nu numai un strand, ci un bazin acoperit, un bazin de not acoperit, un complex cu piscină exterioară și cu... E în lista sinteză, asta înseamnă că urmează proceduri pentru realizarea studiului de fezabilitate, după care aprobarea indicatorilor la noi și toate celelalte. Vis-a-vis de deșeuri, vă spun că am fost cel mai vehement în adunările generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Domnul Baciu participa cu mine aici, vă poate confirma, dar primarul de la Dărmănești și cu mine am fost cei mai vehement, dar și cei mai afectați din cauza crizei deșeurilor, pentru că nu am solicitat decât să se respecte legea, să se colecteze pe cantitate pe fiecare localitate. În acel articol scrie chiar că e greșit. De ce ar fi greșit când noi astăzi suntem la zi cu plata? E greșit? Nu e greșit. Ne-am achitat datoria așa spusă, presupusă, pentru că ne mai judecăm în câteva sume. Nu sunt hotărâri definitive, așa cum a scris tot în presă, sunt hotărâri care s-au pronunțat la prima instanță. Dar una peste alta, de când se colectează pe cantitate, aud mulți primari de la comune că se plâng că au cantități mai mari. De ce? Pentru că le plăteau cei din rural. Atunci cum să nu fie vehement, cum să nu din urban? Cum să nu fie eu cel care îmi dorea ca pentru cetățenii municipiului Mâinești să plătim doar cantitatea pe care o realizăm efectiv? Și aceasta se întâmplă în acest moment și dacă mergem să verificăm, am făcut plata la zi, nimeni nu are nimic cu noi acum. Mai mult decât atât, a revenit din concediu un polițist local, o doamnă care are studii de specialitate pe mediu, nu are altceva de făcut decât problema colectării deșeurilor. Acest lucru se și cunoaște în parte, pentru că s-au luat câteva măsuri, chiar a fost sancționat șeful de punct de lucru, ceea ce nu-mi doream, că chiar este cel care face treabă de la Romfest aici în oraș, domnul Hrenovici. Face treabă și tot el a fost sancționat pentru unele nereguli care nu depindeau în măsură directă de dumnealui. Dar asta e viața. Cine muncește, o mai și plătește. Da. Drept urmare, mergem în continuare pe cantitate și e un lucru bun. Chiar dacă nu convine
unora și aceștia sunt chiar parlamentari ai județului Bacău. Aș vrea să insist aici, pentru că avem prezență în sală Poliția Municipală și Jandarmeria, pe câteva puncte fierbinți care le-am mai avut în discuție, zona pieței, zona zorilor ce are pensionari, zona parcului Băi, a garajelor din zona aceea, mai ales după ora 11 seara, când Poliția Locală nu este în activitate și sunt câteva grupuri care, seară de seară, creează disconfort cetățenilor care stau pe strada zorilor în zona ce are pensionari, în zona pieței din spate, prin achiziționarea băuturii alcoolice de la non-stop de aici, de la Isusaco, consumul acestora pe băncile din fața poștei, din fața... Și aș vrea să... și în fața clubului de la Lucăcești, așa este, și aș vrea ca patrulele pe care le aveți după amiaza, patrulele care sunt după ora 11, să patruleze prin această zonă și chiar să ia câteva măsuri pentru a evita situații neplăcute de acest gen. Am sunat Poliția Locală după amiaza, după ora 11, v-am spus, e misiunea dumneavoastră să asigurați paza și liniștea în oraș. Vă rog să creați câteva patrule să facă aceste trasee după ora, după întuneric mai ales, se întâmplă aceste lucruri. Mulțumesc. Mai sunt discuții? Dacă nu, declarăm închisă ședința. Mulțumim.